astăzi fac o bază secretă sub casa lui Andrei 2010. Oh, da, fraților, maestrul bazelor secrete a revenit. Și nu, acela nu e Andrei, ăla sunt eu. Nu știu cum are Andrei talentul ăsta, dar efectiv de fiecare dată își face câte o casă nouă. Și, mă rog, fie vorba între noi, băi, frate, toate casele lui sunt urâte. Și sincer să fiu cu voi, nu aș fi făcut o bază secretă sau nu aș fi făcut acest videoclip dacă nu se întâmpla asta. Ha, hai să vedem ce mai face prietenul meu Andrei. Cioc, cioc! Hai, bă, e ceva! Andrei, ce faci? Ce vrei, bă, băiatule? Am venit și eu să te vizitez. Dispar de aici! Ce? Mama, ce mă enervează, de ce nu mă primește în casa lui? Și da, oameni buni, de aici am luat decizia să îl trolez puțin pe acest băiat și practic să-mi construiesc o bază secretă sub casa lui fără ca el să știe. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că atunci când a aflat a fost genial. Și ce să mai încolo și cu ce, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, desigur, un subscribe, un clopoțel și fără nici fel de adăugare. Aba da, mai am o adăugare. Nu uitați de două și pe să-l împucru. Ediția pizza este chiar acum disponibilă, avem foarte multe produse și da, acum hai să trecem direct la videoclip. Ha, sincer să fiu cu voi, fraților, nu știu cum să-l fac pe acel băiat să mă primească și pe mine la el acasă. Adică uitați-vă și voi, are televizor, are laptop, are calculator și băi, pur și simplu nu înțeleg motivul și nu înțeleg de asemenea de ce nu este din casă deloc, adică cred că n-am mai ieșit de vreo 7 zile din băgăuna asta. Ha, hai să aflăm. Trebuie să-i bat din nou la ușă. Cioc, cioc. Hai, bă. Hai, te rog, sperăm că vine, 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 vine. Andrei, stai, stai, înainte să spui orice, am o întrebare. Ce vrei, bă? Bă, nu, 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 deci pot să intru, te rog, puțin? Bine, mă, hai, dar după pleci permanent, adios, pa, pa. Da, sigur, sigur. Băi, frate, ce casă frumoasă ai. Mama, acum în caz că vă întrebați și fac analize terenul să văd unde aș putea să fac baza secretă. Așa, Andrei, cum spuneam, da, deci ideea e în felul următor. Voiam să te întreb, mamă, uite, cred că aici aș putea să fac o gaură, să intru în pământ sau undeva. Da, voiam să te întreb în felul următor. Nu vreau să mă suspecteze. Bă, dar de ce te tot uiți așa? De ce îmi tot analizezi casa atât de mult? Bă, nu, nu ți se pare? Da, așa, spune ce vrei să spui. Da, deci voiam să zic că... mamă, cred că aș putea să fac sub consolă o bază secretă sau ceva. Da. Ce s-a întâmplat? Bă, de ce te tot uiți sub scaunul meu? Ce fraier, mă uitam sub consolă, nu sub scaun. Bă, voiam să zic, Andrei, că... Da, 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 aici ar merge perfect. Bă, eu zic să pleci. Nu, 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 nu. Bine, de fapt știi ceva, da, o să plec. Bine, pa, pa. Pleacă. Bun, perfect, fraților. Pa, nu te mai întoarce. Acum, tocmai ce mi-am îndeplinit scopul. În caz că nu v-ați prins, chestia asta a fost o diversiune, a fost o vrăjeală. Gen, vezi, doamne, am ceva să-i spun. Dar, de fapt, în realitate, eu i-am analizat casa și mi-am dat seama unde pot să fac cea mai tare bază secretă. Și știu exact unde o să o fac. Acum, următorul pas este să îl scot pe Andrei din casă. Și știu exact cum să fac asta. Wow, am o super veste pentru tine! Mă, tu ce cauți aici? Mă rog. Pe data de 28 septembrie ne vedem în București la Mall San Plaza în cadrul evenimentului Gaming Fest. Un super eveniment unde va avea loc un concurs de Fortnite și un concurs de EA FC 25. Apropo, concursul de EA FC 25 va fi pe 29, pe 28 e doar Fortnite și eu vin doar pe 28, doar așa ca idee să vă anunț. Și practic ne vom vedea, vom face poze, vom da autografe și practic ne vom simți bine. Voi fi prezent în San Plaza, în zona Atrium, la parter, în fața hipermarketului Carrefour, de la ora 11 dimineața până la ora 13. Deci ne vedem acolo pe 28 septembrie, oameni buni, nu uitați! Înscrierile pentru competiția de Fortnite sau pentru EA FC 25 se vor face la fața locului începând cu ora 10, în limita stocurilor disponibile. Mă rog, de fapt nu, în limita locurilor disponibile. Regulamentul oficial al competiției îl găsiți pe pagina San Plaza. 28 septembrie, ora 11, în fața hipermarketului Carrefour. Haideți să facem poze, să dăm autografe și să ne simțim bine la urma urmei. Mamma mia, ce zi bună de livra pizza, fraților. Hai să batem la ușă. Avem o nouă comandă. Bun, fraților, dacă vă trebuie așa, fac, o să vedeți imediat. Alo, este cineva acasă? Bă, dar de ce nu e nimeni acasă? Alo. Ok, bun, hai că vine. Bună ziua, mamma mia. Avem o comandă de 64 de pizza 4 stagioni pentru Andrei 2010, nu e așa? Oh, băiatul cu pizza, dar e o mică problemă. Ce problemă? Eu nu mi-am amintit să fi cumpărat pizza. Oh,
Dar ce surpriză, mamma mia, s-a plouat cu pizza. Vă rog frumos să ieșiți afară că am o veste pentru dumneavoastră. Domnule, așa este, nu ați comandat nicio pizza, într-adevăr. Mă, da, deși mă mir, cum de n-a comandat Andrei pizza, gen? Din fericire avem cea mai tare veste pe ziua aceasta. Știm că ești un client fidel, așadar ai câștigat pizza gratis. Yay! Mamă. Yay, pizza gratis, da, felicitări, vă mulțumim că sunteți un client, uitați aici toată pizza, luați și toată cutia, luați, vă rog frumos, uitați, luați-mi tot ce vreți. Da, acum că ați câștigat pizza, uitați-vă la mine, domnule. Așa, pizzeria noastră vă oferă un alt cadou. Alt cadou pe lângă pizza gratis? Doamne, cred că o să leșin. Da, deci, domnule, ascultați-mă. Poftiți, luați aceste coordonate, această locație de pe foaie și dacă mergeți la pizzeria noastră, chiar acum o să primiți toată pizzeria gratis. Da, doar că aveți 10 minute la dispoziție să ajungeți. Dacă n-ajungeți în 10 minute, practic nu mai primiți nimic. Ce? Exact, și ca să mă duc acum, da, sigur, nicio problemă. Ca să nu spuneți că vă mișcați încet, ia uitați ce mai primiți de la pizzeria noastră. Mai primiți o mașină albastră, la fel ca skinul dumneavoastră. Incredibil, incredibil. Vă rog, la revedere, drum bun, cale bătută, toate cele. Fraților, n-aveți ce spune. Orice mi-a spune, sunt cel mai bun actor din camera mea. Bă, nu, acum real vorbind, chiar l-am păcălit. Și acum efectiv am doar că, deci am toată casa lui doar pentru mine. Wow! Mamă, ia vezi ce calculator are omul meu. Oh my god. Bă, băiatule, dracu, miniță ediție nouă. Uitați-vă și voi. Vai de capul meu, consolă care leșină și se ridică. Laptop care stă pe furnace, nu, pe crafting. Mamă, frate, uite, se schimbă culoarea. Wow, televizor. Ok, fraților, hai să ne facem de cap și să ne facem o super bază secretă direct în casa lui Andrei. Dar probabil acum vă întrebați, dar ai silent, cum vei face? Ok, nu, stați, scuze, eram puțin blocat pe accentul de curier. Probabil acum vă întrebați, vai silent, dar cum o să faci o bază secretă fără să-și dea seama? Ei bine, ce ați spune dacă v-ați spune că deja am instalat o parte din baza secretă? Ta-dam! Hai bă, că nu-și dă nimeni seama. Uitați-vă și voi, pur și simplu am pus un trapdoor secret aici, care, după cum puteți observa, îmi permite să sap în jos și să fac o cameră, o încăpere secretă fără ca Andrei să știe. Deci, ce să mai încolo și încoace? Cred că deja putem să dăm drumul la treaba. Adică, doar uitați-vă și voi ce e aici. Pur și simplu Andrei nu o să bănească absolut niciodată că aici se află un trapdoor care o să ducă către noua mea bază secretă. Și știi ceva? O să fac ceva mai șmecher decât casa lui de 2 lei. Oameni buni, până vine Andrei, am o idee. O să pun câteva camere de supraveghere ascunse, mă rog, cât de cât ascunse, mai exact în toată casa, chiar în momentul în care eu sunt aici jos, să pot să văd exact ce face Andrei și sper să nu-și dea seama că sunt aici, pentru că dacă și-a dat seama, am încurcat-o. Ba mai mult de atât, vreau să pun undeva și în afara casei, nu știu, habar n-am, undeva pe aici sau ceva, dar nu-mi dau seama cum să pun, uite, poate aici se pierde cu frunza asta, nu știu. Oricum, la cum e Andrei de nu o să observe, nu-mi pun neapărat probleme mari în legătură cu asta, dar să fim siguri, ok? Bun, acum vreau să conectez camerele la mine pe dispozitiv, ca în momentul în care eu sunt acolo jos, să pot să intru efectiv pe orice cameră vreau. Ok, asta sunt eu, salut. Și da, practic în momentul de față, pe puteți observa, putem supraveghea orice. Adică putem să observăm orice. Și dacă tot vine vorba, uitați-vă ce am făcut aici. Uitați-vă cât a spațiul am făcut pentru baza mea secretă. Și e ceva de muncă, pentru că, băi, vreau să fie cea mai mișto încăpere și cea mai secretă încăpere, desigur. Și pentru că știu că Andrei încă e pe server, pentru că uitați-vă, sunt doar eu și Andrei pe server, o să dau o comandă care efectiv o să-l păcălească pe Andrei ca mici de pe server. Și efectiv e doar el. Ha! Ia uite-l ce scrie. A ieșit ăsta de pe server. În sfârșit. Exact, fraților. Iar Andrei în momentul de față nu se așteaptă niciodată ca eu să fac așa ceva sub casa lui, pentru că el, dacă apasă tab, nu mă vede. Adică doar eu mă văd. Sunt complet ascuns, fraților. Deci asta înseamnă că nici nu o să mai vină niciodată acasă, pentru că e la pizzerie. Deci practic pot să fac ce vreau. Ia să mă întorc eu acasă să văd ce se mai întâmplă. Ha! No! Aolo, e pe drum, vine! Ok, bun, trebuie să mă închid aici. Bun, perfect. Hai să ne uităm pe camere să vedem ce face, unde e, unde e. Stai, cred că deja a intrat în casă. Oh, uite-l, ok. Deci acum o să intre în casă. Bun, mamă, te rog să nu mă observe. Eu sunt acolo, ascuns, bă!
Ok, momentan nu pare suspicios absolut deloc, dar nici nu are de ce să fie suspicios, că n-are de unde să știe că eu mă aflu sub pământ în momentul de față. Adică, efectiv, sub el. Ok, hai să vedem ce mai face ea. Ah, s-a pus la calculator, clasic, clasic, ok, ok. Se uită prin chesturi, mamă, chiar oare ce are prin chesturile alea? Toate chestiile mele secrete sunt aici. Mă, ce? Mamă, parcă m-a auzit. Ok, hai, te rog, pleacă, pleacă. Yes, pleacă. Ce face, mă, dă de clopot? Ok, a plecat, a plecat, a plecat. Dar oare unde a plecat? Ok, fraților, cred că suntem safe acum. Cred că putem să recontinuăm treaba. Îmi e foame! A, ok, vreau pizza. Da, s-a dus la pizzerie, e ok. Fraților, până una alta, dacă tot a plecat Andrei, ia să vedem, mă, ce are el în chesturile astea, că m-a făcut puțin cam prea curios. Hai să vedem și... Oh, olo, mamă, câtă pizza are! Bine, sincer, nu știu la ce puteam să mă aștept. Hai să vedem ce scrie aici, ia să vedem. Dragă jurnalule, astăzi am intrat pe calculatorul lui Aiselem fără să-i cer voie și am golit cardul de credit. Ce? Ce, mă? Hi-hi-hi, de-abia aștept să ajungă cele 250 de perechi de șosete Creeper pe care le-am comandat. 250 de ce, mă? Hai, bă, frate, ăsta și-a comandat șosete Creeper de toți banii. Mamă, să vezi ce-i fac. Ok, și în asta ce scrie, ia să vedem. Dragă jurnalule, astăzi am primit pizza gratis. Mamă, ăsta e de azi. Super tare, yay! Ai să-l în tot cel mai nubiei și sincer mă bucur că ai ieșit de pe server pentru că e ultimul nub. Adică pe bune, frate! Pe bune, ăsta chiar crede că am ieșit de pe server. V-am spus eu că merge schema mea. Ah, și m-a făcut nub. Ok, despre asta o să discutăm noi puțin mai altcândva. Hai să vedem aici. Wow, ce are, mă, ingredientele? Ananas, salam. Mă, cine... Mamă, nu spune că asta face pizza cu ananas. Ia să vedem ce scrie aici. Rețetă pizza Andrei 2010. Mamă, că tot vorbeam. A luat 200 grame făină, 50 de mililitri ulei, salam, cașcaval, ketchup, pizza pepperoni. Ce, bă, asta folosește o pizza... Deci omul, ca să facă pizza, folosește o pizza. Gen, în lista lui de ingrediente se numără și o pizza. Da, are sens, Andrei 2010, full. Ia să vedem și mai avem aici o chestie. Dragă jurnalule, astăzi este a 895... Nu, ce a zis, mă? Astăzi este a 895-a... 895-a ce? Cred că zi. În care Aisela nu s-a prins că pe mine mă cheamă și Laurențiu. Sper să nu afli niciodată. Ce, mă? Pe Andrei îl cheamă și Laurențiu? Simt că nu trebuia să știu asta. Ok, nu, suficient, gata. Hai să revenim la baza noastră secretă, fraților. Nu, nu mai vreau, nu mai vreau, gata, mi-a ajuns. Bun, hai să începem. Ok, fraților, gata! În momentul de față am terminat complet baza secretă de sub casa lui Andrei și... cred că a venit momentul să vă arăt și vouă cum arată. Dar înainte de toate, oameni buni, uitați, dați un mare like dacă vreți să vedeți cum arată baza mea secretă. Și hai să vedem, sunteți pregătiți? 3, 2, 1... Tadam! Doamnelor și domnilor, așa arată baza mea secretă. Știu, arată absolut genial. Și haideți să vă fac turul bazei, ok? Hai să începem în primul rând cu această scară pe care tocmai ce am coborât și e foarte șmecheră. Și aici începem cu setup-ul de gaming. Oh, da! Desigur că acest setup este de 7000 de ori mai scump decât setup-ul lui Andrei. Și probabil dacă o să-l vadă vreodată o să nebunească. Pentru că avem tastatură de gaming de ultimă generație cu luminițe. Avem microfon de ultimă generație care se aprinde și se stinge. Exact, microfon cu luminițe. Avem un monitor super curbat și super șmecher care face efectiv cât 3 monitoare, după cum puteți observa, pe care putem să-l stingem, să-l aprindem. Avem laptop super performant, mai performant decât ăla lui Andrei. Avem lumini care se închid și se deschide. Sigur, aceste lumini practic sunt pentru atunci când filmez, vă dați seama. După care avem aici o consolă PlayStation 7, după cum puteți observa, probabil ați spune, băi, să arată ca un PS5. Greșit! Este un PlayStation 7, doamnelor și domnilor, și este foarte șmecher. Aici, dacă vă întrebați ce se întâmplă, ei bine, probabil vă întrebați de ce efectiv am o pâine cu brânză, un hot dog, un cheeseburger și o cafea închise și puse aici de display, să zicem așa, că sunt afișate. Ei bine, astea sunt în caz de urgență și în caz că să spunem că mă joc sau filmez și mi-e foame, vin aici, bag repede parola care e foarte secretă și nu o să vi-o spun niciodată și gata! Pot să vin să-mi iau pâinica și practic să o mănânc, adică efectiv așa funcționează. La fel și cu restul, deci practic sunt în cazuri de urgență, ok? Bun. După care, fraților, piesa de rezistență. Super calculatorul meu extrem de scump. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, este un
calculator de băi, băi, uitați-vă și voi, are luminițe, e nebunie, nu pot să vă spun mai multe despre el, e prea șmecher. Pe el avem super camera mea de vlog, da, așa arată camera mea de vlog, uitați-vă și voi cum arată, efectiv eu fac vloguri cu camera asta, adică, băi, vă rog eu frumos, doar uitați-vă cât obiectivul are, e nebunie. După care trecem la cealaltă parte, aici avem colțul de distracție, ok, aici avem colțul de distracție unde avem trambulină, yeah, yupi, aici o poză cu mine pentru că îmi place să mă văd în fiecare dimineață când mă trezesc din pat, acolo este patul meu, dar nu este acela singurul pat, o să vedeți imediat de ce. Și aici am două desene de ale mele care sunt foarte șmechere, o să le propun la concursul național de artă. Aici avem desigur o casă, avem totul desenat de mine, desigur, după cum veți observa, desenat de mâna mea, o casă foarte frumoasă. Și aici un creeper, de-aia, după cum veți observa, am creeper și pe pereți pentru că mie îmi place mult tematica asta de creeper. Deci practic e mega nebunie și acolo practic avem și semnătura mea oficială, da, deci asta e semnătura mea oficială, ISL. Și da, cam să-mi spuneți comentarii dacă vă plac lucrările mele, că m-am chinuit mult pentru ele. După care avem următorul colț, unde este colțul de chill, relaxare, full pe spate, ne uităm la televizor tot ce trebuie. Televizorul ăsta a devenit și calculator când am eu chef și practic stau aici frumos, mă uit pe spate, mănânc ceva. Deci aici e nebunie, aici dorm eu, aici un tablou foarte frumos, aici niște chesturi, un frigider care e gol, pentru că pur și simplu nu mai am bani de mâncare, am cheltuit efectiv tot ce am pe baza asta secretă, dar nu mi-e rușine să recunosc, aia e. Și aici o ghiuvetă unde eu de obicei mă spăl eu pe corp. Dar probabil nu înțelegeți că aici mai este o bază secretă. Și acum probabil mă întrebați, ce mă? Bază secretă în bază secretă? Exact, fraților, și lăsați-mă să vă arăt unde este. Ta-dam! Și aici, oameni buni, am un pat verde unde de obicei aici dorm eu. De ce dorm aici? Pentru că mi-e frică că dacă mă găsește Andrei în timp ce dorm acolo, efectiv o să iasă urât. Și de-aia de obicei dorm aici ascuns frumos, ca în momentul în care vine Andrei să-mi dau seama că a venit și să fac ceva. Dar să fim serioși, fraților, să fim realiști. Nu o să mă găsească niciodată, Andrei, adică cum ar putea să... Ce, bă? Ce? Ha? Ce s-a întâmplat? Ce-i gaura asta în podea? Poftim? Oh, stai, repede, repede, repede să-mi iau asta din frigider. Nu întrebați de ce o țin în frigider. Oh. Am lăsat aia deschisă! Bă! Cine a făcut asta la mine acasă? Nu, nu, am încurcat-o. Adică eu am fost să mănânc pizza și asta se întâmplă? What? Bă, dar Sale nu e conectat pe server. Nu cred că e el. Nu, nu, nu se poate. Ia să vedem. Nu, 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 nu. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Nu-mi spune că... Hai de capul meu. Nu, nu te rog. Nu, nu, nu. Unde mă ascund, unde mă ascund? Mă bag repede acolo. Ce, bă? Andrei, stai... Nu, nu, nu! Planul meu, fraților! Ce s-a întâmplat aici? Poster cu Ice Silent? Andrei, ce, bă? Câte calculatoare PlayStation nebunesc! Asta-i, bă, ăsta nu mă vede că... El crede că sunt ieșit de pe server. Bă, ăsta nu mă vede, eu sunt invizibil pentru el, am uitat, bă! Bă, dacă îl prind pe copilul ăsta, nu cred că sunt invizibil. Dar nu e pe server. Bă, așa e că eu nu sunt pe server, el nu mă vede. Vai de capul meu ce m-am panicat. Ia să vedem, ia și ce face el în baza mea. Mor, mor de râs, bă, n-am luat asta în calcul. Ia, aolo, bă. Mamă, nu spune că îmi sparge asta, că dacă îmi sparge asta... A, dar nu îmi sparge nici eu, nici în 1000 de vieți nu îmi sparge astea. Ajutor, vreau să-i dăm baza secretă netrebnicului ăsta. Ok, acum oare care ar fi reacția lui Andrei dacă... Fiți atenți, 3, 2, 1... Salut, Andrei! Ce faci? Salut! Ce, bă? Bă, Andrei, stai, în apărarea mea pot să-ți explic. Deci pot să-ți explic, pot. Deci ascultă-mă, ce în apărarea ta, mă, băiatule? Bă, Andrei, deci ascultă-mă, nu e ceea ce pare. Tu erai și băiatul cu pizza? Tu m-ai păcălit. Nu, 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 Andrei, stai, deci ideea e că mă plimbam și am găsit și eu baza asta secretă aici și, adică, nu eu. Silent, lasă minciuna, dar nu, nu, că nu mint. Nu se poate așa ceva. Mamă, fraților, cred că am încurcat oficial, cred că o să-mi distrugă baza. Silent, știi ceva? Nu, Andrei, nu, ascultă-mă, stai, deci, știi că sunt băiat bun. Da, știu că ești un băiat bun. Bă, nu, 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 Andrei, nu, nu ești tu băia bună că faci asta, te rog, Andrei, ai milă, te rog, m-am chinuit mult, nu, Andrei, nu, nu faci asta, te rog, nu, Andrei, nu, 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 baza mea!